UPL vă recomandă pachetul tehnologic zeamă bordeleză originală și uleiul parafinic Ovipron Top Top. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție de Agricultura la Raport, prima din această săptămână. Avem multe subiecte interesante pregătite pentru dumneavoastră, pentru telespectatorii noștri. Vom dialoga iarăși pe seama PNS-ului, vom încerca să vedem cât de bine a fost înțeles până în clipa de față de către fermierii noștri, ce lucruri ar mai fi trebuit adăugate, scoase de acolo din acest PNS, dacă formula asta, așa cum se prezintă în momentul de față, este cea câștigătoare. Rămâne să verificăm în cei 5 ani de implementare. E bine că avem un PNS. De acum încolo vom vedea cum l-am aplicat și ce o mai face din 2023. Vorbim și despre ce ne oferă Parlamentul European începând cu anul viitor, pentru că s-a tot discutat acolo și s-a tot dezbătut pe seama unor lucruri care ne dau ceva bătăi de cap. Unul din aceste lucruri este legat de faptul că foarte mulți europarlamentari și-au arătat dorința de a înjumătăți produsele de protecție a plantelor și lucrul ăsta pe fermierii români îi dezavantajează. Am mai tot discutat despre diferențele mari între ce se întâmplă în țară și ce se întâmplă în țări precum Olanda, ca să dăm un singur exemplu. Mai sunt și alte subiecte pe ordinea de zi, dar vreau să profit de prezența doamnei Carmen Avram, europarlamentar. Să rămâi, le mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Și eu vă mulțumesc. Și domnii Alexandru Baciu, bună seara, fermier, mulțumesc bună pentru seara, prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnul Marian Popa, bună seara, mulțumesc pentru prezență, de asemenea fermier. Și Bogdan bună Soare, seara, mulțumesc pentru invitație. Nu în ultimul rând, fermier. Domnilor, suntem în majoritate, doamna Avram e minoritară de data asta, e singura prezență feminină de aici din studio, dar o să ne purtăm ca adevărați domni ce suntem și o să-i dăm întâietate doamnei Avram, o să o rog să ne spună ce vești ne va aduce 2023 din perspectiva parlamentarilor și europarlamentarilor români. Ținând cont de subiectele astea arzătoare, o să vorbim atât de sectorul vegetal cât și de cel zootehnic, dacă sunt lucruri pe care trebuie să le amintiți, să le menționați. Prima veste și cred că cea mai importantă care ne interesează pe noi ca țară și ce interesează sectorul din România este faptul că există acest studiu care arată că din cauza inflației bugetul PAC scade cu peste 20%. Și există niște estimări că până la sfârșitul acestui buget multianual această scădere ar putea ajunge până la 30%. Deci, e o veste care știu că îngrijorează foarte tare, ne îngrijorează și pe noi în Parlamentul European, pe cei care suntem în Comisia pentru Agricultură și delegațiile noastre sunt îngrijorate de asta. Din păcate, deși era evident că asta se va întâmpla, acest subiect nu a fost discutat serios în Parlamentul European. Și am cerut să se întâmple asta și, din fericire să spunem, chiar în prima ședință a Comisiei de Agricultură, care va avea loc în 2023, va veni Comisarul pentru Agricultură, domnul Wojciechowski, care ne va da niște date suplimentare fix pe acest subiect și va fi o dezbatere pe această temă care trebuie să aibă loc, pentru că altfel ignorăm sectorul și greutățile lui într-un moment care aduce transformări substanțiale Europei. Al doilea punct care este foarte important pentru sectorul nostru este acest viitor regulament pentru folosirea sustenabilă a substanțelor în agricultură. Știți că a fost scandal foarte mare pentru că a existat o variantă în care se vorbea despre reducerea la 50% a pesticidelor peste tot, în toată Uniunea Europeană. Nu era clar dacă fiecare stat sau toate împreună. În final s-a ajuns la o variantă în care România să reducă 35% și la extrema cealaltă, privind cantitățile folosite, Olanda să reducă cu 50%. Oricum ar fi fost, nu era bine pentru noi.
Și se cere cu insistență de la nivelul Parlamentului European un studiu de impact care să ne arate ce înseamnă această reducere a pesticidelor în agricultură, să vedem cum afectează producția, cum afectează prețurile la consumator, cum afectează sectorul nostru. Și în final, după multe, multe insistențe de la nivelul Comisiei pentru Agricultură, a venit comisarul Kyriakides și a spus că va prezenta foarte curând un studiu de impact, astfel încât Parlamentul să știe pe ce document lucrează și cum va arăta textul final al acestui regulament, pentru că nu ne putem distruge acest sector. O altă problemă importantă care va fi discutată va fi această privitoare la tehnicile genomice. Va exista până la jumătatea anului viitor un document din partea Comisiei Europene, pentru că toată lumea cere o dezbatere și o legislație privind tehnicile genomice. Acest document se va axa în principal pe diferența dintre culturile modificate genetic și aceste tehnici genomice de ameliorare a plantelor. Se vorbește destul de mult în Parlamentul European despre asta, în special din cauza secetei care a fost pe o perioadă extrem de lungă de ani de zile în foarte multe țări, inclusiv în România, și se presupune, se speră că aceste tehnici genomice, atunci când vor fi la dispoziția noastră, vor putea ameliora plantele în o asemenea măsură încât ele să poată deveni mai rezistente la secetă. Astăzi am avut o întâlnire, de exemplu, cu cineva din Israel, care este foarte implicat în acest domeniu și care îmi povestea că în Israel există deja, având în vedere că acolo apa este extrem, extrem de puțină și se fac niște economii drastice la apă de decenii, aceste tehnici există deja aplicate în Israel și dau rezultate. Probabil nu întâmplător sunt printre cei mai performanți în privința irigațiilor. Știu să gestioneze foarte bine resursa. Da, și pe lângă asta au și dezvoltat diverse alte tehnologii care sunt foarte bune pentru fermierii lor și voiau să vorbească la nivel de guvern, poate că va exista o colaborare la un moment dat. Deci avem această discuție despre tehnicile genomice. Important este ca publicul să înțeleagă foarte bine că există o diferență între modificarea genetică și tehnicile acestea, pentru că modificarea genetică nu este acceptată în Uniunea Europeană și există încă o reticență a publicului și poate într-o oarecare măsură chiar și a celor implicați direct în acest sector. Se fac cercetări. Acum există niște bani investiți de la nivelul Comisiei Europene pentru a se face cercetări, pentru că, având în vedere schimbările de climă și tot ce observăm cu toții că se întâmplă în Europa și în lume, la un moment dat va trebui intervenit cumva asupra plantelor, astfel încât acestea să reziste. Despre PNS, cred că știți, ați spus deja că veți vorbi. Eu personal n-am foarte multe informații, adică n-aș vrea să speculez pe seama unui document care se află acum la traducere și urmează să aflăm cu toții cum va arăta varianta finală. Dar vor exista... Există și planuri, cred că vă spuneam și altă dată, există planuri pentru niște investiții care s-ar putea face sau, mă rog, pe care guvernul ar vrea să le facă pentru o infrastructură de irigații în România, astfel încât noi să nu mai suferim din acest motiv. Și mai avem un document, un subiect foarte, foarte important, cred că anul 2023 va fi anul bunăstării animalelor. Se pregătește o legislație pentru bunăstarea animalelor în timpul transportului, în fermă și la sacrificare. Nu știm încă în ce va consta asta, dar e foarte clar că vor apărea niște modificări. La un moment dat, iertați-mă că vă întrerup, știu că vis-a-vis de transportul animalelor s-a mai tot vorbit și se punea problema aceea a transportului ca rutele astea între destinații să nu fie mai mari de 8 ore. Da. Fără oprire. Da, dar varianta care a apărut în dosarul care a ieșit din Comisia de Anchetă pentru Transportul Animalelor Vii
lasă deschidere pentru statele, cum România, de exemplu, da, care au nevoie de transport pe o perioadă mai lungă de 8 ore. Deci, din punctul de vedere al raportului care a ieșit de la noi din comisie, nu prea avem de ce să ne facem griji. Important este ca acest raport să constituie baza a ceea ce va comunica anul viitor comisia, pentru că este un raport foarte bun și ca să-l salvăm, eu am cerut, am un amendament pe care l-am depus acolo și care ar putea schimba dramatic toată această atmosferă negativă care s-a făcut în privința transportului de animale vii, și anume să se revină la auditorii independenți care să poată să acționeze și în afara Uniunii Europene. Acești auditori ar fi cei care ar putea să verifice punctele de odihnă din afara Uniunii Europene, destinația în țara în care sunt exportate animalele, deci ei ar putea să transmită date la Comisia Europeană, astfel încât acele puncte care încă nu îndeplinesc standardele Uniunii să le poată îndeplini. Problema este că argumentul suprem al celor care au cerut să se interzică complet transportul de animale vii era fix ăsta, faptul că noi nu aveam niciun mijloc de verificare a ceea ce se întâmplă cu animalele pe traseu din momentul în care părăsesc teritoriul Uniunii Europene. Da, și eu știu că există medici veterinari care însoțesc aceste transporturi, nu? Adică o evidență... Și da și nu. S-au făcut niște controle pe teritoriul Uniunii Europene și s-au constatat nereguli. Adică există acest regulament 1 pe 2005 care ar fi trebuit aplicat ad literam și care a fost într-un fel sau altul ocolit, nu numai la noi, chiar și în Germania, chiar și în Olanda, chiar și în alte țări din Uniunea Europeană. În cazul României, ce era foarte complicat și ce s-a adus întotdeauna ca argument în favoarea opririi exportului, a fost transportul naval. Și aici, de asemenea, am băgat un amendament și a trecut așa, să existe veterinari chiar la bordul navelor, astfel încât noi să ne putem asigura că animalele care suferă sunt îngrijite atunci pe loc și să fie ca o măsură de securitate în plus și pentru animale, dar și pentru contestatari care se folosesc de orice pretext, de orice situație ca să împiedice țările care mai fac export să mai trimită animale în țări terțe. Bun, dar n-ar trebui să revină în grija transportatorului toate condițiile astea pe care el ar trebui să fie obligat să le îndeplinească? Ba da. Doar că... Ce treabă are crescătorul? Atâta timp cât el merge cu animalul și îl predă în bună stare și corespunde odată ce e preluat de către transportator, de acolo, părerea mea că responsabilitatea e în totalitatea transportatorului. E ca și cum noi circulăm, da, cu un mijloc în România, ne urcăm într-un tren, da, și de acolo responsabilitatea n-aparține căilor, da, ferate sau CFR-ului, deci, sau cum se mai numește. Cu ceea ce va face fermierul, se va ocupa această nouă comunicare a Comisiei Europene care va veni pe bunăstarea, da, animalelor în fermă, iar de acolo ce se întâmplă cu vasele, de fapt, este că aceste vase ar trebui controlate riguros înainte de a pleca. Să se vadă dacă este suficient spațiu, să se vadă dacă nu sunt defecțiuni, da, 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 și așa mai departe. Ori personalul care asigura aceste controle s-a dovedit în urma nenumăratelor controle că nu era un personal calificat. Adică erau fie veterinari, fie tot felul de angajați care aveau legătură. Sau ce? Nu aveau capacitatea de a analiza situația. Și nu știau datele tehnice ale navelor. Se pricepeau la animale, dar nu cunoșteau datele tehnice. Și atunci, în momentul în care ai un transport de animale, animale care au fost îngrijite de fermier până la capăt, până în momentul în care ele s-au suit în camion să plece spre port, odată ajunse la navă, aceste nave pot fi oprite de la transport. Și mai este aici iarăși o problemă, că nu există planuri de contingență și că atunci când se întâmplă ceva cu un transport de animale, transportatorul nu știe ce măsuri să ia. Și a fost acest caz cu cele două nave spaniole care au fost anul trecut, cred, care au circulat pe mare nesfârșit, săptămâni în șir, și nu știa nimeni ce se întâmplă cu aceste nave care nu mai erau primite de Turcia, la susirea în Turcia au fost refuzate, da, și atunci din cauza că nu exista acest plan de backup, plan B,
s-au plimbat pe mare nesfârșit și în final au ajuns în Spania, unde au fost din nou ținute în niște ferme și încă o lună sau două, după care au fost sacrificate. Ori acest dosar, care a ieșit din această comisie de anchetă, prevede foarte clar să existe un plan real, aplicabil, de contingență, pentru a se ști exact ce poți face cu un transport de animale atunci când el are o problemă și nu mai poate continua. Da, bun, haideți să luăm 10 secunde de publicitate, după ne reîntoarcem aici la Agricultura la Raport și o să îi rog pe domnii prezenți în studio să intre într-un dialog cu doamna Carmen Avram. Hibrizii de tomate din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Am revenit în direct. Domnul Baciu, ne aud și telespectatorii. Puteți să spuneți cu voce tare acum. Da, aș vrea să fac o remarcă vis-a-vis de ce spunea doamna puțin mai devreme, vis-a-vis de organismele astea modificate genetic, fiindcă la nivel de opinie publică și atât european, când vorbim opinia publică și consumator din Uniunea Europeană, când auzim de organismele astea, de termenul, noțiunea de organism modificat genetic, parcă auzim de cine știe ce minunăție. Și atunci, cred că în mediul comunicativ ar trebui să folosim noțiunea care e și cea mai corectă de biotehnologie. Fiindcă este un termen unanim acceptat că aceste biotehnologii nu mai ne induc în eroare să spunem că sunt organisme modificate genetic. Da? Biotehnologia se referă, are un spectru mult mai larg decât un organism modificat genetic. Și atunci ar trebui să folosim rezultatele cercetării și inclusiv ale cercetării din România. Noi stăpânim, cercetarea din România stăpânește foarte bine aceste biotehnologii și atunci putem chiar să le aplicăm în practică. Acum, dacă Uniunea Europeană va dori să rămână la coada acestor realizări, va rămâne sigur. Dacă ne gândim la ce progrese s-au făcut în America, în Statele Unite, și nu luăm în calcul pericolul care ne paște că vin tare din urmă Brazilia și Argentina, corect, în domeniul biotehnologiilor, atunci vom importa aceste produse sau produsul finit din aceste țări. Uniunea Europeană, deși va avea capacitatea și are capacitatea să le producă, nu le va produce. Cred că Uniunea Europeană, pe de o parte, face destul de mult, sau cel puțin spune, sau vrea să facă destul de mult în această privință. Pe la de altă parte, vă mai spuneam și altă dată că acest parament are o caracteristică aparte și este complet diferit de tot ceea ce s-a întâmplat în istoria Parlamentului European, și anume un procent foarte mare de europarlamentari de extremă. Și nu mai vorbim doar de cei care se definesc ideologic ca extremă, ci vorbim de europarlamentari din diferite grupuri politice, să zicem din partide tradiționale, care au îmbrățișat această viziune extremă din motive electorale în țara lor de baștină și care au ajuns să fie mai verzi decât verzii. Este o problemă, pentru că verzii, din păcate, sunt într-un conflict permanent cu Comisia pentru Agricultură în Parlamentul European. Sunt lucruri care nu se mișcă în acest moment deloc. De exemplu, eu am un dosar de care trebuie să mă ocup și care e privitor la promovarea produselor agricole. Și un dosar foarte important, pentru că vom vorbi și de carne și de vin, unde ei vor să retragă promovarea. Ori acest dosar nu se mișcă de la Comisie. De luni de zile noi nu ne putem apuca de el, pentru că există un scandal și permanent între Comisia, între Verzi și Comisia de Agricultură. Verzii spun că este de competența lor să discute despre asta. Comisia pentru Agricultură spune că este de competența ei și sunt și alte dosare care sunt blocate pur și simplu sau care sunt bruiate în permanență de extreme din partea Verzilor, dar și de extremiști din alte grupuri. Deci Comisia s-ar putea mișca mult mai repede în acest domeniu, care e foarte important pentru sectorul agricol, al noilor tehnici de ameliorare, doar că se lovește peste tot de grupuri care fac atmosferă și care întârzie foarte mult lucrurile care s-ar putea desfășura mai repede.
Grupurile astea au majoritate? Adică dictează? Reușesc să facă uneori, da. Cum e în Parlamentul European, la comisie vine așa un bulgăre mic, după care rostogurim să face un guloi mare, da? Care în spate nu știm dacă are studii, spuneați de studii. Mă rog, aceste studii, dacă sunt făcute și, mă rog, nu cred că grupul verzilor poate să facă așa, în așa măsură, să aibă ei drept de vot. Că ei au și grup de lobby, care la noi în România nu prea sunt permise, că spune că faci trafic de influență. Dar eu vreau altceva, vreau să vă spun. Ce am constatat noi, cei din, sau mă rog, agricultorii și cei din mediul asociativ, că la nivel de Comisie Europeană, sau, mă rog, reprezentanții noștri din România, eurodeputații noștri, câteodată nu prea fac front comun. Nu e cazul la agricultură. Mă rog, vă spuneți că nu e cazul la agricultură. Când s-a pus pe tapet reducerea... Vă referiți la cine? La domnul Cioloș sau la cine? Ca să dăm și nume. Nu știu că dacă nu e cred cazul că între... să dăm... când s-a votat reducerea pesticidelor, o doamnă a zis, domnule, eu am votat că țin la sănătatea cetățenilor europeni. Păi noi în România nu eram cetățeni, nu suntem cetățeni europeni? Cum putem să reducem noi, spuneți, 35% s-a ajuns la comisie. 35% din ce reducem noi? Din cei 35% care îi folosim acum? Mă dați seama, noi nu... Pesticidele, erbicidele sunt medicamente pentru plante. Asta trebuie să înțeleagă și dumneavoastră trebuie să înțelegeți că ne reprezentați și cei de la Comisia Europeană. Deci, dacă la oameni, atunci să nu mai dăm nici la oameni medicamente. Să nu mai punem medicamente în piață. Că și alea sunt de sinteză, nu sunt naturale. Da. Nu, domnul? Da, percepția mea ca fermier, așa, privind lucrurile în ansamblu și toate disputele pe care noi le avem aproape continuu legat de măsurile care se iau de către Uniunea Europeană, de cele pe care le-am văzut și sigur că toate vin cu minus. Minus 20-30% la PAC, minus 30% la pesticide, care și așa România folosește cantități foarte mici în comparație cu Olanda și cu alte state. Percepția mea ca fermier este că continuu se încearcă măsuri, acum nu știu, bulgăreași mai mici sau mai nepricepuți pe acolo care rostogolesc și care se încearcă diminuarea producției sau le percep ca niște piedici puse fermierilor din România, că la noi până la urmă mă refer, nu pot să nu spun și lucruri pozitive, că în agricultura României s-a dezvoltat în contextul acesta de când suntem în Uniunea Europeană, investiții, probleme de mecanizare și alte paliere care merg destul de bine. Dar se încearcă acum, așa percep eu și tot timpul mă gândesc cum să preîntâmpin aceste lucruri pentru a ca producțiile să scadă. Asta este logica. Păi, noi ce facem? Nu mai descoperim soiuri noi, că până la urmă colegul la asta s-a referit sau tehnicile genomice la asta se referă și toate statele lumii și dezvoltarea agriculturii apariția aceasta de noi soiuri se face prin aceste tehnici genomice. Suntem specialiști, am făcut facultatea de agronomie și știm ce a însemnat genetica la vremea aceea când am studiat. Nu cred că, sau dacă s-a descoperit că, nu știu, aduc probleme de sănătate, apariția noilor soiuri sau a unor soiuri rezistente la secetă, trebuie demonstrat acest lucru. Una este organisme modificate genetic care s-a studiat, mă rog, și care nu ar trebui să fie. Dar armonițele nu sunt periculoase, că li se induce o rezistență la o anumită genă și la organismele modificate genetic. Așa este, dar vedeți că noi nu avem voie să cultivăm soia și ajunge soia din Ucraina sau nu mai vorbim de celelalte produse care ne-au invadat și știm ce repercursiune are și treaba asta pentru noi. Haideți și fabricile, o scurtă pauză și continuăm după publicitate. Mulțumesc pentru înțelegere.